Alegerile europarlamentare de duminică 9 iunie au trimis la Bruxelles, ca reprezentanții ai României în Parlamentul European, și doi membri UDMR. Unul dintre aceștia, hunedoreanul Iuliu Winkler, este de acum la al cincilea mandat, activând în structurile europene încă din anul 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană. Rezultatele obținute la scrutinul de duminică sunt cele mai bune din ultimii 20 de ani, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Iuliu Winkler, liderul UDMR din județul Hunedoara, convins că această reușită se datorează și românilor care apreciază activitatea liderilor maghiari. Trebuie să adresez mulțumiri tuturor alegătorilor noștri, mulțumiri celor care ne-au votat, mulțumiri comunității maghiare și mulțumiri în mod general și mai larg tuturor celor care au sprijinit UDMR. Eu cred că maghiarii din România au dat un semnal cu acest vot, cu această solidaritate minunată de duminică, un semnal că către București și un semnal către Bruxelles, că maghiarii din România sunt alături de UDMR, se simt reprezentați de UDMR și se simt solidari cu Uniunea Democrată Maghiară din România. Acest semnal este important pentru că noi în ultimii 20 de ani nu am avut un asemenea rezultat, un asemenea număr de voturi decât acum la Parlamentul European. Bineînțeles că alegerile locale au fost de asemenea un succes pentru noi și acest lucru este foarte important pentru că am păstrat cele 4 județe pe care le conducem în Transilvania, am păstrat orașele, municipiile, reședințe de județ foarte importante pe care noi le conducem și le vom conduce în continuare, avem primari aleși foarte buni, avem primari noi aleși care vor dovedi că și ei sunt foarte buni, deci pentru noi este un rezultat foarte bun și încă o dată mulțumiri alegătorilor în primul rând, dar și organizațiilor, activiștilor, voluntarilor, celor din comunicare și tuturor care au făcut posibil acest rezultat. Au votat și românii? Categoric că am avut voturi românești și acest lucru ne onorează. Dacă ne uităm la județele așa cum este Hunedoara, la județe în care suntem în minoritate, dar aceeași situație este în Timiș, în Brașov, în Arad sau în Alba sau în Sibiu, avem rezultate pentru consiliile județene respectiv, pentru Parlamentul European, care depășesc raportul etnic din județul respectiv, ceea ce înseamnă în mod clar două lucruri. Unu, poate că am fost mai buni în mobilizare, dar doi, înseamnă categoric că au votat și românii UDMR, ceea ce este foarte important pentru că înseamnă că seriozitatea noastră, munca noastră a fost observată de membrii comunității majoritare și am primit recunoașterea prin vot a acestei seriozități și acestei munci.